Salut, bă, șacalor, ce faceți? Poate vă vine să credeți sau nu, dar eu deja am uitat cum se face chestia asta. E ciudat când știu că trebuie să filmez o dată la două zile ca să editez și să pun. Și eu n-am mai atins camera asta de o săptămână și deja am început foarte prost, iertați-mă. Dar cred că acum e mai bine, am pus Tom și Jerry că la episodul în care m-am povestit eu ceva, mi-a spus că v-ați uitat mai mult la televizor decât la mine și asta vreau să fac. Să nu vă uitați la mine, că n-aveți ce vedea, adică, serios, Tom și Jerry, nu? Dacă se strâng destule like-uri, data viitoare pun și audio și dacă se strâng și mai multe like-uri, data viitoare ies din cadru, știi? Și la noua Tom și Jerry, da. Am pus un post pe comunitate, puteți să activați clopoțelul ca să primiți notificări când postez pe comunitate pe YouTube. Am zis, bă, vreți să fac un video cum am luat permisul? S-au strâns vreo 30.000 de like-uri, nu e ceva wow, dar am zis, bă, simt nevoia, știi, să pun chestia asta. Dar după 5 zile în care n-am putut să vă lumina zile, nici n-am știut ce s-a întâmplat afară, am fost efectiv rupt de gripa asta, vă zic de pe acum nu stați pe lângă prieteni care tușesc sau ceva în genul, eu cu toate fructele mele pe care le mănânc și tot antrenamentul și toate chestiile, m-a rupt efectiv, deci m-a rupt, nici nu mai știu să fac vlog, nu că știam înainte, dar serios, am povestea cu permisul, am și o permis de săptămână. De ce vă zic povestea asta? Pentru că este mai mult un video motivațional, știi, pentru că eu nu cred că e atât de amuzant sau este și amuzant pentru că eu sunt prost, e motivațional, sincer, o să vezi. Un prieten de-al meu luase carnetul și mi s-a părut la început, am zis, da, wow, e șmecher, mă plimbă el, e fain, bă, parcă aș vrea și eu, nu știu, e fain. Mai trecut puțin timp, a luat alt prieten carnetul, mi s-a părut și mai eu, am zis, bă, gen, chiar e ceva, eu de ce nu am, dar parcă nu știi, nu încă, na. Am mai trecut puțin timpul și prin octombrie sau ceva în genul, nici nu mai știu, ceva în genul ăsta, parcă, la noi aici în Bacău este un loc mai șmecheruț, unde, adică e un loc mai de departe un pic de oraș, știi, unde de obicei se strâng așa oamenii care au, mă rog, adolescenții, știi, care au mașini, se strâng acolo, vorbesc, se întâlnesc după pleacă. Într-o seară ne-am dus în locul ăla și ajunsesem, eram singur, știi, și doar stăteam acolo, frate, și nu-ți exagerez. După vreo 5 minute, deci cred că s-o făcut, cred că a venit o Bacău acolo, bă, și atunci efectiv am cedat. Mi s-a părut atât de cool cum e să vină gen o grămadă de oameni, dintr-o grămadă de licee. E foarte fain, știi, și eu stăteam acolo cu alți prieteni care n-avea carnet și am zis, bă, noi ce facem? Noi n-avem morții noștri. Ia uite, iar o scăpat. Acum cred că vorbesc mai mult pentru oamenii care vor să dea de carnet, poate și pentru cei mai mici, oricând, băi, trebuie să știi că de acum știi, e 2019, orice puști de carnet, cum dai orașul, școala, știi, e simplu, știi? Dar nu m-am interesat, i-am zis, mama, hai să facem astea, mi-a făcut fișa medicală, m-am apucat și trebuia să mă duc la legislație, deci că când începe asta cu carnetul de șofer, trebuie să mergi la legislație două săptămâni, ce e legislație, e toată cartea aia, de care cu școala, auto, cu ce înveți la o mașină, reguli de circulație, contravenții, toate alea, și trebuie să mergi două săptămâni. Fratele vostru aici, normal că n-a fost, am zis, bă, dar ce să mă duc eu? N-am timp, aveam școală după amiaza, aia era după amiaza, fix după ce terminam școala, unde mai aveam chef? Că n-aveam chef. Și bineînțeles că am încercat eu să mă apuc acasă, ce să vă mai zic, bineînțeles că nu m-am apucat. Nu m-am apucat. De asta e greu când faci acasă, că nu ești destul de motivat. Deci nu e de asta, când trebuie să pleci, măcar știi, băi, trebuie să plec. Dacă ești acasă, n-ai niciun chef. Am băgat chestionare până n-am mai putut și aia e... Nu le luam la început, chiar nu le luam. Bă, nu știam deloc, bă, să moară de să vă... Deci nu luam. Dar mă rog, și după am ajuns la momentul în care nu puteam să fac chef, nu puteam să mă culc noaptea dacă îmi făceam un chestionar, dacă nu, și bă, mă culcam, știi, gen, bă, nu puteam, mă trezeam, mă făceam unul și zic, e, am luat unul, dacă fac 3 corecte, mă culc, dacă nu fac, mai fac, știi, făceam 3 corecte, ei, hai să mai fac unul, știi, și tot așa. Venise ziua, nu mai știu, într-o marți am dat sala, știi, și eu la un moment dat nu știam contravențiile. Dar și în ultima seară mi-am făcut chestionar specializat numai de contravenții, până la 2 dimineața nu m-am culcat, până când n-am văzut că îl iau pe toate, nu m-am culcat. Și dimineața când mergeam spre acolo la poliție unde trebuie să dai, asta făceam, făceam chestionare, asta puteam să fac eu. Mă jur pe viața mea că n-am mai fost așa emoționat de la campionatul național de karate, de atunci numai acolo mi se înmoaie picioarele, știi, când trebuie să urci pe podium, atunci, așa eram și acolo, eram rupt, bă, că am zis, Doamne, dacă îmi dă acum contravenții, eu pic, aia, ce se întâmplă, pic, eram mort pe mine, nu mai puteam să respir, eram mort. Mă rog, și într-o sală, stai, mă, că vă arăt aici, stai așa, de fapt aia sus, dau să vă pun eu o poză aici, cam ăsta eram eu când am, în timpul examenului, știi, stai, că pun pe undeva, păi ăsta eram eu, să moară, uite ce față.
zis, Doamne ajută-mă. Ești așa la un monitor și încep, încep întrebări. Le-am zis, Doamne, hai Doamne ajută, mi-am făcut o cruce, dă-i să încep acolo, prima întrebare, na. Băi, eu așa eram, știi, numai așa, știi, pac, diferent, bă, că e corect, știi, era corect, mama, am nimerit, prima gata, 24-26, iau ăsta, pac, pac, mă duc, conduc, hop. Vine a doua întrebare, bă, de acolo, na, pac, pac, sigur pe mine și se mă tremura așa, mă, la pac, și greșit. Mamă, când o... Mă, s-a terminat. Când am văzut greșit, gata, s-a terminat. Am zis, Doamne, aici pic, mai dacă mai greșesc încă 3 am picat și vezi ce s-a întâmplat după. Nu suportam contravențiile. Am zis, Doamne, nu-mi da contravenții. Fii atent ce s-a întâmplat. Contravenții. Hai că-i dau skip. Încă o contravenție. Am zis, Doamne, ce mi-ai făcut? Gata, am picat. Am văzut 3 contravenții. Bă, și tot dau. Bă, 7 contravenții mi-au picat. Aia de lângă mine picase. Mai vezi, mai ai tu până să faci ceva. Bine că nu e așa greu. Îți doar 1183 de întrebări, dar nu știi cum îți pică. Știi, trebuie să le știi pe toate. Doamne, să vezi cum pic acum. Bă, și când văd 21, și la 22 v-am zis că ei, știi? Bă, și când apăs pe aia și văd că pică 22. Deci când am văzut că scrie, eu deja la 22 seama că ești admis. Dacă vrei să iei mai mult, iei. Dacă nu, rămâi așa. Păi deci când am văzut, știi cum râd eu la reacții, da? Bă, un râs de asta m-a apucat. Deci, frate meu, când am văzut două așa, deci când am, așa, deci din poziția asta m-am început, m-am apropiat așa de monitor ca la reacții, deci m-a bufnit un râs de ăla. Râdeam că am luat, știi ce? Râdeam, am zis, Doamne, cum am luat? Știi, am început să râd, râdeam de ca prost, știi? Peste o lună jumate m-o programa pentru examenul auto, știi ce, în orașul se numește. Am abia așteptam, cum ar veni, știi ce, mamă, peste o lună jumate. Bă, și când s-a făcut săptămâna trecută, bă, nu mi-am dat seama când a trecut o lună jumate. Deci nu mi-am dat seama. Te dau săptămâna trecută o ora aia, știi ce, mă duc secundul. Băi, frate, știi cum a fost? Deci vă jur pe viața mea, dacă vă mint acum, să moară țepenească, cum vreți voi, deci eu mai praf ca zi, eu n-am fost în viața mea. Băi, băiatule, n-am apucat să plec de pe loc, mi s-a oprit motorul. Intru în gelatoriu. Nu, dar frate, trec așa ca prost, nu știu ce am, eram rupt. Uite, nu pot vorbesc, eram rupt. Îți dai seama, două ori de conduc, băi, dar praf, bă, nu simțeam pedala, turam motorul, deci n-am fost așa, nu știu ce aveam, nu mai condusesc, eram rupt, bă, praf. Da, și de nu știi cum am simțit, deci așa, eu mă gândeam că o să pic, eu știam că o să pic pentru că știam cum conduc și eram praf, știi? Da, și vine ziua cu pricina, o trebuie la 7 dimineața, mă duc acolo, era... frig, eu mi-am luat niște, deci știi ce mi-am luat în picioare, mi-am luat niște un fel de șlap, de ăștia cu un pic mai înalt, știi, gen papuci de aia, dar subțiri, mă, ca să simt pedala, știi, că dacă conduci cu ghetele nu simți, mai ales pe mașina aia, de nu simțeam. Nu vă mint dacă vă zic că mi-au degerat vreo 7 degete, da, din 10, celelalte 3 s-au rupt. Mi s-au rupt degetele efectiv, că mai putea de frig, mi-era frig, cu adevărat. Și am ajuns acolo la 7:30, nu știu cât era, și examenul la ghiș la cât l-am dat, la 1. Bineînțeles, asta înseamnă să fii ultimul la catalog. Dar și acum, nu știu cum, aia dinainte avea picat, se mai era una cu mine, cum ar veni, o doamnă știi cum ar veni așa. La ăștia care se din Bacău, să știți, de la stadion până la MEC, i-au picat. Ca să vă zic așa, este o porțiune de 500 de metri, o picat în 500 de metri. Îți dai seama cum eram eu când o picat. Eram mort. Da, semnez acolo, mă prezint și hai, pornești. Mi-a întors el mașina, zic hai să vedem ce facem acolo. Am plecat și am zis că n-ai voie să întrebi polițistul, că dacă zice pe undeva pe unde s-o iei și n-ai auzit, n-ai voie să întrebi că-ți scade, că nu știi că e rău. Îți dai seama ce s-a întâmplat la mine, primul lucru care așa, am mers un pic și l-am dat opresc la un semafor și mă rodea papucul, știi? Și zic, bă, voci acum sau niciodată, bă, și stau așa un pic, îl văd, ăla era nervos așa cum ar veni, știi? Și mă tot mânca, știi, piciorul, știi? Și zic, poți să-mi aranjezi puțin papucul? Mă uitam așa la el, era un tip mai măricel așa, știi? S-a uitat așa la mine și face: Da, băi, eu nu sunt absurd. De acolo puneți papucii tot. Mamă, m-am descălțat acolo, hop, i-am pus frumos, m-am legat, știi? Bă, frate, și din spaima pe care o aveam, deci m-a luat un calm, a început să vorbească cu mine, știi? Am fost foarte calm, bă, și fii atent care... Deci vă zic cum eu eram speriat, ghiciți la unde, la ce nivel am ajuns. Mă întreabă la un moment dat, că și ți-a venit premiul ăla de la YouTube de 100.000 de abonați? Bă, când o zis asta, gata. Așa, s-a terminat, m-am dus, m-am... Hop, cat. De unde știe? Cum știe? De 100.000, cum știe de premiu, gata. Nu mai știam. Da, bă, și am povestit că câți abonați am, era foarte mirat, era foarte bucuros, că zis că are un elev de ăsta care, da, știi, care face asta. Am povestit ce vreau să fac, foarte bine. M-am pus să fac o parcare, am făcut-o prost, bineînțeles. Și am zis, bă, gata, mă pic aici și de la un moment dat zic, mă, măcar plecăm. Atent ce fază faci. Ce parcare e asta? Zic, știți emoțiile.
stau un pic, zice că bine, reefectuăm manevra. Zic, gata, aici mă pică. Mă o dau înapoi și o parchez perfect, știi? Și după plec și na, mă rog. Eu acolo gândeam că mă pic. Dacă asta e povestea acum de o săptămână în carnet, am mai condus și cu mama, conduc bine. Acum nu știu, cred că chestia aia m-a schimbat. Eu nu conduceam, cred că de fapt prost erau de fapt emoțiile. Tata vreau să zic, bă, nu-i bine să stați crispați. Eu de fiecare dată când am făcut orele alea de condus, eram foarte crispat. Așa că vă recomand să vă apucați din timp dacă vreți să învățați, că totul e bine, să fiți calm, că se ia, se poate. Eu vă jur pe viața mea că am crezut că o să pic, nu știam, nu credeam că o să ajung aici. Nu e mare lucru, nu e mare lucru, dar pentru mine care credeam că nu o să ajung la știi așa, știi, că e la fel cu abonații cum ești, nu e mare lucru, știi? Adevărat, vă zic, nu uitați, dați un follow pe Instagram și ne vedem cu reacția dacă aveți mesaje pentru mine, pentru reacții, știi așa, să-mi dați pe Instagram, acolo răspund mai des, o zi bună vă doresc. Las o să ajung toate vorbele mele, noaptea le las amanet, zestre la stele, zidele de lei, când mă manifest. Înțelegi prin intelect, înțeles. O zi cu micul prinț nu e diferită. Amicii săi alcoolici n-au iertat nicio sticlă. Întreabă de pipe n-am, beau doze.